este un meci destul de greu pentru noi. Întâlnim echipa care se află la ora actuală pe locul întâi, echipă care are în componență jucători valoroși, echipă care și-a anunțat intenția de a câștiga campionatul anul acesta și deci din aceste motive se anunță un meci destul de greu pentru noi. Dar ținând cont de evoluția care am avut în meciul cu CSM-ul, ținând cont că jucăm acasă, ținând cont că am reușit și un transfer, sper eu ca datele probleme să fie total schimbate în comparație cu meciul din tur, în care efectiv ne-au bătut foarte, foarte rău. Eu sper ca să fim la fel de motivați, la fel de agresivi în apărare și să facem un meci bun, ca la finalul jocului să ieșim la fel de bucuroși cum am ieșit după meciul cu CSM-ul. Cât contează pentru clasament acest? Orice meci are importanța lui. Pentru clasament, într-adevăr, la ora actuală, nu are o importanță foarte, foarte mare, dar sunt puncte pe care ni le dorim să le acumulăm, sunt puncte care se contează în ierarhia, până la urmă, în ierarhia finală și sperăm noi ca aceste, cu victoria și cu acumularea acestor puncte, să urcăm în clasament, pentru că nu ne este onorant și nu ne este onorant din punct de vedere sportiv, vorbesc locul din clasament și ne dorim să urcăm și să nu mai fim pe această poziție destul de ingrată pentru noi. Să înțelegem că este doar o miză din punct de vedere psihologic? Este un meci pe care... Victoriile se aduc în victorii mai departe? Exact. Este un meci pe care ne-l dorim să-l câștigăm, o victorie care ne dorim din tot sufletul, pentru că, după cum au citit și băieții, și v-am mai spus-o și la finalul anului trecut, eram pe un drum bun, am continuat cu acest meci din cupă, sper eu să continuăm acest drum, se vede o altă atmosferă, se vede o altă determinare a jucătorilor și acest lucru ne face bine. Și sper eu că acest joc, deși, v-am spus, se anunță destul de greu, întâlnim o echipă foarte, foarte puternică, dar în sport se pot întâmpla multe. Ultima și singura achiziție, poate reprezenta o soluție la... De asta l-am adus, să fie o soluție, ținând cont că în ultima perioadă am avut foarte, foarte mulți accidentați. Și înainte, când l-aveam și pe Giotoiu și pe Dinescu, ni-l doream. Discuțiile sunt de foarte mult timp pentru el. Este un jucător pe care ni l-am dorit. Este un jucător care are foarte mulți ani jucați în Liga Națională, chiar dacă în ultimul an a avut evoluții mai puține. Este un jucător pe care sper eu să aducă un plus echipei și pe care noi contăm. Să nu credeți că dacă a venit el poate să fie salvatorul de la patria, cum se spune. Este un jucător cu calitate și sunt convins că va aduce un plus echipei. Inclusiv de la acest meci, pentru că de-aia l-am și transferat să joace de începând de la acest meci cu Odorheiu. Orice jucător este foarte important și foarte determinat pentru noi, ținând cont de ce avem la ora actuală din punct de vedere medical. Infirmeria din ce în ce mai bun? Da, din nefericire și Apolzan s-a acceptat, are o întorsă, se pare că la acest joc nu-l vom folosi. În rest a venit, revine Enache. Vedeți, pleacă unul, revine unul. Sperăm că aceste probleme să înceteze, pentru că sunt foarte, foarte importante, foarte importante toți jucătorii să-i avem apți din punct de vedere fizic. Pentru că urmează niște jocuri care contează foarte, foarte mult în ierarhia finală a campionatului. Mota unde este cu recuperarea? A început pregătirea, face o pregătire separată cu Avramescu, intră și în sală, dar cred că mai puțin de 3 săptămâni n-o să vedem în meci oficial. Deci s-ar putea ca poate la meciul cu Steaua, deși nu cred, după meciul cu Steaua cred eu că îl vom avea în echipă. Din punct de vedere al formei sportive e clar că va mai avea mult de tras, mult de muncă, dar este acolo și ne bucură acest lucru.